Bună seara, prieteni, și la mulți ani! Acum, la sfârșit de an, m-am gândit că, decât să mă apuc să scriu o sută de rânduri pe care probabil că nu le va citi nimeni, cum probabil există posibilitatea ca nici acest filmuleț să nu-l vadă nimeni, am ales totuși această variantă, prin care să mulțumesc întâi și întâi bunuțului Că și anul acesta a fost darnic și bun cu mine, că m-a ajutat în tot ceea ce mi-am dorit să realizez, că a fost în permanență cu mine, nu m-a lăsat așa cum nu mă lasă absolut niciodată când am nevoie de ajutorul lui, că am cunoscut oameni speciali de care m-am bucurat în diverse evenimente ale vieții mele. Să mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru că m-ați susținut, m-ați apreciat, m-ați criticat și bine ați făcut, că uneori este nevoie și de puțină critică, pentru faptul că sunteți acolo și că oricând pot conta pe voi atunci când am nevoie de o opinie sinceră și cinstite din partea voastră. Ce să vă doresc? Anul următor să vă ajute pe fiecare în parte să vă realizați toate visele, cum spun eu uneori, agățate în stele, de cele mai profunde vise ale voastre, să reușiți să vi le realizați, să nu vă puneți singurii cenzură sau să decideți că este prea târziu să vă realizați un vis. Niciodată nu este prea târziu. Viața voastră poate să înceapă la orice vârstă vreți voi. Visele voastre le, pot, le puteți realiza oricând vreți voi. Nu depinde nici de vecinul, nici de bunicu, nici de bunica și nici de nimeni altcineva decât de voi înșivă. Eu sunt exemplu viu că dacă vrei, poți. Este foarte adevărat că asta înseamnă muncă înseamnă perseverență, înseamnă implicare, înseamnă și nopți pierdute și momente de tristețe că nu totdeauna ți lucrurile cum ți-ai dori, dar se poate. Se poate. Așa cum am spus întotdeauna, dacă cei care au un vis se țin cu seriozitate de realizarea lui, n-are voie să nu se realizeze în final. Bine, acum dacă voi vă veți dori, eu știu, elicopter, dar n-aveți niciunde să-l uh, garați, nici măcar cu ce să-l alimentați și nici măcar n-are cine să-l conducă, mă iertați, nu se va realiza acest vis. Dar dacă vă doriți lucruri normale și firești, sigur se vor realiza. Acestea fiind zise, Vă doresc tuturor încă o dată sănătate, fericire, înțelegere, spor în casă, înțelepciunea să luați întotdeauna deciziile cele mai bune pentru voi înși vă și, bineînțeles, tradiționalul la mulți ani. Vă iubesc, să fiți sănătoși și să ne vedem cu bine!